Stimați telespectatori, iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă spunem din nou bun venit la emisiunea Pași prin Credință. Vă salutăm în numele Domnului din studioul Happy Valley din Phoenix, Arizona și dorim din toată inima bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă îmbogățească chiar și prin aceste emisiuni pe care le transmitem și care dorim din toată inima să fie o binecuvântare pentru dumneavoastră și familiile dumneavoastră. Ca întotdeauna, în cadrul emisiunilor noastre, dorim să stăm de vorbă cu câte un invitat care să împărtășească experiențe proprii de la inimă, de la suflet, experiențe din viața de credință, experiențe miraculoase cu Dumnezeu, vindecări, călăuziri, exorcizări, lucrări care își găsesc cu greu explicația în gândirea noastră și care presupune și evidențiază supranaturalul. În ziua de azi, din nou avem împreună cu noi pe un prieten, un frate, un tovarăș de slujbă, pastorul dr. Nelu Brie, pastorul Bisericii din Sibiu, Bisericii Pentecostale și rectorul Institutului Teologic Pentecostal din București. Este pentru a doua oară când vizitează America și biserica noastră. Ne bucurăm să fie împreună cu noi, ne bucurăm că a răspuns invitației noastre și a luat timp ca să mai povestească, să mai istorisească, să mai împărtășească cu noi câteva din experiențele dumnealui din viața de slujire. Bine ați venit! Ne bucurăm să vă avem și ne bucurăm să vă ascultăm și să ne binecuvântați prin depănarea unor experiențe speciale pe care le-ați avut cu Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o și pentru ocazia de a conversa în contextul emisiunii dumneavoastră și, sigur, de pe această platformă să ne putem adresa și telespectatorilor acestei emisiuni, pentru a căror bine și binecuvântare ne rugăm și vorbim. Sigur că fiecare dintre noi are experiențe cu Dumnezeu. Acela care are grijă ca acest adevăr să rămână este Dumnezeu. El inițiază acestea. El se apropie de noi. Ne vorbește, ne ajută, când nu vedem asta, sau mai rău, când nu vrem să vedem asta. Asta sunt niște chestiuni subiective. În realitate, Dumnezeu e prezent mereu. Cum spunea Apostolul Pavel celor din Listra, voi v-ați închinat la idoli, dar Dumnezeu n-a fost departe de voi. V-a dat vremuri roditoare, v-a pus bucurie în inimă. Eu a zice că până și cel mai departe suflet de Dumnezeu, când ajunge acasă în familia lui, își ia copilul în brațe, copilul îi spune tati și inima lui vibrează și o strânge în piept cu bucurie. A venit de la o tâlhărie pe care a făcut-o aseară. Sentimentul acela de bucurie, conversația dintre el și fiul e în contextul prezenței lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a pus-o în inimă. Nu diavolul. Dumnezeu i-a pus-o în inimă. Și este o cercetare când vorbim de experiențe cu Dumnezeu. Și lucrul acesta poate să fie o realitate chiar pentru un om care e departe de Dumnezeu. Absolut. Care nu-L cunoaște. Exact asta Dumnezeu spune Pavel acelor oameni. Voi l-ați confundat cu lucrul mâinilor voastre, dar el n-a fost departe de voi, v-a dat vremuri roditoare și bucurie în inimă. Viața nu este posibilă fără susținerea lui Dumnezeu. Nu e posibil să mergem drept în picioare fără ca să susține Dumnezeu. Apa care curge în pahar e susținută de Dumnezeu, e că El ține toate și le întreține toate. Și așa uneori meditând, am gândit, cred că este greu. În timp ce beneficiem de toate intervențiile lui, se întoarce în spatele și să nu recunoaștem.
Și faptul că în fiecare dimineață ne trezim din așternut. Da. Și putem să începem activitatea zilei. Și aceasta dovedește susținerea În acest divină. Fel, a zice, deci noi oamenii avem o tendință. Tendința de a căuta spectaculosul. Sigur că Dumnezeu ne știe, cum să numesc eu, slăbiciunea, hai să spun așa. Că luăm, adică multele minuni ale lui Dumnezeu repetate zilnic, pentru noi devin cotidian și nu mai sunt minuni. Așa trebuie să se întâmple. E normal să mă trezesc sănătos, e normal să am pâine pe masă, e normal să fie înțelegere în casă, e normal să fie pace și liniște, e normal să curgă apa la vale, e normal să nu crape pământul, toate sunt normale. Normal să am servici, normal să mă aștepte soția acasă. Nu trebuie să mulțumesc nimănui, totul e bine. Da? Până când apare destabilizarea. O criză economică, un cutremur de pământ, o calamitate naturală, o nenorocire oarecare, o boală nemiloasă, un accident care strică ordinea știută. Și atunci nu mai e normal. Începe să-mi deschidem ochii. O, dar și sănătate importantă. Asta îmi dau seama numai când sunt în pat, bolnav. Da? Avem această, o numesc eu, și asta este o slăbiciune. Binele pe care Dumnezeu ni-l face, îl luăm ca și cum ni s-ar cuveni. Și unde suntem iubiți de Dumnezeu, asta este un principiu mai larg. Unde sunt iubit cel mai mult, mă port cel mai rău. Cel mai neglijent. Unde s-a așteptat, dorit, prețuit și iubit cel mai mult, acolo cel mai neatent. Eu cred că intervențiile miraculoase ale lui Dumnezeu, intervenții care cumva clatină ordinea știută, nu sunt altceva decât semnale prin care Dumnezeu vrea să ne spună și eu sunt aici. Ține cont de mine. Și acestea sunt vindecări, exorcizări, intervenția lui în crize care apar deodată în viață și prin aceste, cum spunea un prieten, locuiește în Arizona, spunea că Dumnezeu ne vorbește multe feluri, dar în necazuri strigă la noi. Strigă la noi în necazuri. Atunci îl auzim cel mai bine, da? Facem liniște în sufletul nostru și avem timp de Dumnezeu. Aș vrea să mă împărtășesc o experiență de vindecare, experiențe prin care Dumnezeu a strigat la noi, la familia noastră. Ieri am avut un timp și un alt ieri foarte frumos cu familia sorei mele, care din California, cu cei 4 copii, s-au urcat într-o rulotă, așa, și au venit până aici ca să petrecem un pic de timp. Ne-am amintit de multe lucruri. O minune de vindecare cu sora mea, Lidia, este biserica păstorită de fratele Ștefan Crinșor, da. Anaheim. Era la vreo 2 ani jumate, 3 ani, copilă. Locuiam la țară, undeva în părțile Bihorului, zona Biuș. Gospodărie la țară, activitate multă dimineața, cu tot ce presupune, fetița umbla și începuse să vorbească spre binișor, așa, 2 ani jumate spre 3 ani. Mama, cu treburi, a luat în grabă o oală în care fierbea ceva apă și pentru că se revărsa pe sobă, a luat-o, a ars-o la mână și a pus-o repede pe un scaunel. A ars-o la mână. Cât i-a trebuit să ia de pe marginea sobei, cum era la țară, un șervețel, un prosop, ca cârpă. Să mute, da, mai departe. Între timp, fetița a venit în fugă, cu spatele. A răsturnat oala cu apă cinsă, care s-a revărsat peste picioarele ei. Și de la brâu în jos. Este picioarele mamei. Este picioarele fetei, fetiței. A fetiței. A căzut, oala a venit pe ea, a căzut în oală. Așa. Eu eram în preajmă. Eram destul de mărișor. Între mine și Lidia sunt 10 ani. Aveam 13 ani aproape.
i-am luat, eu am ridicat-o, ținut-o, m-a mai dat jos pantalonii, mi-a rămas în memorie cum odată cu pantalonii s-a dus și pielea de pe, s-a desfăcut așa, s-a opărită. Copila a plâns, era de așteptat. A fost dusă să fie supravegheată la un dispensar acolo în zonă, a venit cineva repede, a dat ceva tratament, în anii aceia așa era atunci. Erau servicii de urgență, cum le avem acum. Când tata a venit acasă, el nu era întors la credință. Ții minte că a fost o ceartă mare. Nu ești atentă, mi-a ucis copila, ce ai făcut? Așa cum reacționează omul când e necăjit. Mama s-a rugat. Asta a fost luni. Marți a început post. Miercuri post, joi post. 3 zile de post negru. Doamne, intervină în familia mea și vindecăm copila. Când mi-ai dat-o, mi-ai promis-o. Acum te rog să mă vindeci. Ne-a pus și pe noi să ne rugăm. Fetița greu putea fi calmată. Erau pe crustele acelea pe picioare. Rana începea să meargă spre vindecare, așa cum e procesul natural. Când a îndoit genunchiul, era crăpată carnea în dreptul genunchiului. Arsură gravă. Vineri dimineața s-a întâmplat minunea. Mama se ruga să fie, Doamne, vindecată, fără să rămână vreun semn. E fată. Semne de arsură, așa, pe picioare, creează... Se resping, Doamne. Da, sentimente... Așa, nu e bine. Vindecă-mi eu bine, dacă și tot înduri. În contextul acesta, fata era acasă. Era acasă. Lucru de neconceput pentru vremea de acum, de azi. Atunci așa era. Deci dacă s-ar întâmpla era așa supravegheată, ceva în casa, era supravegheată de un cadru medical care venea acasă, erau și alți copii cu probleme, venea la 2-3 zile pe acolo, cam așa. Da. S-a considerat că nu este neapărat un caz de internare. Nu știu. N-am lucrurile astea. Eram prea mic atunci. Vineri dimineața a fost minunea. Copila s-a dat jos din patul în care dormea și a început să alerge prin casă. Strigătele ei ne-a trezit pe ceilalți frați, ne-au trezit. Mama a venit și ea de afară cu treabă. Mami, nu mă mai doare nimic. Și țipa și fugea. Mama s-a tremurat. Repede a dat jos pantaloni, a desfăcut bandajele. Ca și cum ai desface de pe un trunchi de copac, scoarța aia care se desface așa în fâșii, așa crustele cădeau jos, se cădeau desprindeau jos, de piele. Se desprindeau de piele. Și dedesubt, piele curată, sănătoasă. Mi-a rămas în memorie firicelele de păr care se găseau așa, creșteau sub rană, adică sub crustele respective. Dacă n-am fi știut, dacă n-am ști că asta s-a întâmplat, că asta s-a întâmplat cu sora noastră, urmele au dispărut, nu are niciun fel de, nu există niciun fel de însemn. Totul e curat, ca și cum niciodată n-ar fi fost ars. Tata s-a întors acasă, când a văzut ce s-a întâmplat, a zis, vai, ce Dumnezeu! S-a dus la biserică de vreo 2-3 ori și după aia n-a mai mers. Deci, nu, o minune sub ochii lui, nu l-a trezit. Vădită, palpabilă, nu l-a trezit. Reală, și n-a fost suficient ca să-i zdrobească inima de piatră. S-a botezat prin 2006, la vreo 20 de ani după. Pentru mine este clar că minunea e strigătul lui Dumnezeu, dar nu produce convertiri și nașteri din nou. Uimire, da. Și gândul, mai vrea una. Poate. Poate să producă o stare de pocăință în inima unui om.
și pocăința aceea să-L ducă la picioarele Domnului Hristos și de acolo să vină spălarea și înnoirea și transformarea prin cuvânt. Fără mesajul Evangheliei, fără cuvântul care îl anunță pe Iisus ca Mântuitor și Domn, nu există convertire. Deci minunile în sine nu mântuiesc. Mă, o paranteză așa de teologie. E binevenită. Evanghelia după Marcu are în atenție, de fapt ca fiecare Evanghelie, dar are în atenție să anunțe identitatea Domnului Iisus. Să-L facă cunoscut pe Domnul Iisus. Abordarea este foarte interesantă. Până în capitolul 8, cu versetul 26, în prima parte, sunt concentrate miracolele. Ce a făcut Iisus? Faptele sale de minune. Evanghelia debutează cu enunțul Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Deja cititorul știe de cum deschide, cu cine are de-a face. Apoi botezul în apă, cu declarația lui Dumnezeu, acesta este Fiul meu. Urmează demonii care recunosc. Te știm cine ești, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, ai venit să ne chinui înainte de vreme. Și apoi continuă minunile de vindecare, minunea supranaturii, mulțirea pâinilor, potolirea furtunii și astea. Concentrate, puse până în capitolul 8. În capitolul 8, o întrebare de control. Cine zic oamenii că sunt? Întreabă Iisus. Cu alte cuvinte, pe baza celor până acum întâmplate, ce concluzie tragem? Minuni după ce minuni. Ce ne spune nouă despre Iisus miracolul? Câtă putere de revelație are? Ce zic oamenii? Oh, unii că ești Ioan Botezătorul care a înviat, un prorog în vechime, Ilie, păreri. Niciuna nu bătea cu realitatea. Și asta pentru că miracolul nu are putere de a ne descoperi identitatea lui Iisus. Mai mult decât să exclamăm, cine e acesta de la ascultă și vântul și marea, nu ne spune. Miracolul ne ridică întrebări, răspunsurile le primim din altă parte. Cine fuge după miracole, fără să caute răspunsurile în Scriptură, se rătăcește repede. Și asta este una dintre marile primejdii ale lumii creștine contemporane, neoprotestante, pentecostale și carismatice. Fuga după senzaționalul miracolelor, după senzațiile tari trăite în contextul acestor minuni, fără ca să filtreze prin ce are de spus Iisus în Biblie. Deci minunea nu mântuiește, nici nu poate reprezenta baza vieții de credință a unui om. Totul pleacă din Scriptură. Absolut. Cuvântul este cel care ne-l descoperă pe Dumnezeu. Ar fi tare greșit să fugim în extrema cealaltă. Nu ne mai trebuie miracole. Că avem Scriptura. Astea sunt ca două vâsle cu care mergem înainte în barcă. Minunea întărește cuvântul. Da. Revin asupra textului marcan. După ce ucenicii sintetizează opinia celor din afara grupului lor, care răspuns la întrebarea cine zic oamenii că sunt, Iisus îi fixează și întreabă, da voi? Ce părere aveți? Acum că am umblat împreună atâta, că v-am vorbit atâta și că ați văzut ce am făcut, alungări de demoni, vindecări, mulțirea pâinilor, potolirea furtunii, umblatul pe ape, învieri din morți, deschisul ochilor orbilor și urechile surzilor, și ce părere aveți voi? Cine ziceți voi că sunt? În numele tuturor, Petru spune, dă-mi voie să spună cine. Și concluzia noastră. Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeului Celui Viu. Wow! Iisus îi spune, Petre, nu carnea și sângele ți-a descoperit asta. Asta e de la Dumnezeu. Tatăl meu ți-a descoperit asta. Ăsta e adevărul. Nu uite că poți afla. Da? Urmează testul. Iisus spune foarte bine. Asta este o streaptă foarte importantă în cunoaștere, în revelație. Hai să mergem la următoarea.
Acum ne ducem la Ierusalim și acolo o să fiu dat pe mâna preoților, a romanilor, o să fiu răstignit, a treia zi o să învii din morți. Când aude Petru? Să te ferească Dumnezeu! Să ți se întâmple, să ți se întâmple așa ceva. Că apoi Iisus îi spună înapoia mea, Satan. Nu lui Petru. Idei înapoia mea, Satan. Gândurile tale sunt ale oamenilor, nu ale lui Dumnezeu. Ce se întâmplă de fapt acolo? Petru are mai mult decât miracol. Mai are și discursul lui Iisus. Dar n-are crucea. Și fără cruce, miracolul și predica lui Iisus, dar în afara crucii și a morții și a învierii lui. Mesianism asociat cu tronul lui David. Spectaculosul. Calea gloriei, un Hristos al slavei, a zice. Nu al crucii. E triumfalism aici. Mm-hmm. Nu-i creștinism autentic. Da? Și atunci, de acolo, Iisus spune... Acum trebuie întregită revelația. Urmează partea a doua a Evangheliei lui Marcu, discursul despre cruce, despre ucenicie, despre lepădare de sine, despre suferință, despre ascultare, care mesaj se încheie cu declarația centurionului de la cruce. Cine l-a văzut făcând miracole a zis, cine-i el ascultă și marea și vântul? Centurionul de la cruce n-a întrebat cine-i, a știut cine-i. A zis, cu adevărat, omul acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Amin. Pentru că acolo. Amin. Da? Și aici este o întregire. Minunea și crucea. Da? Creștinismul contemporan pierde dimensiunea crucii. Eu cred că ispita vine din prosperitate și noi în Statele Unite sunteți mai supuși acestui risc. Suntem martori acestei mișcări. Teologia aceasta a unui creștinism triumfalist, un triumfalism care se naște din progres, din prosperitate. Numai într-un asemenea context se naște această teologie. În Africa n-are cum să vină. Din India nu răsare în veci. Baza acestui mod de gândire și acestei teologii este tocmai egoismul și dorința de a alerga după lucrurile firii pământești, care e împotriva Scripturii. Iată cum Evanghelia lui Marcu revin, plecând de la spectaculosul miracolului, te duce la cruce și îți arată că această minune are sens numai în măsura în care te conduce la Hristosul crucificat, unde și tu zici pe urmele tale Iisuse până la moarte. Deci acolo. Pericolul pentru noi ar exista în momentul în care iubim cuvântul, citim cuvântul, studiem cuvântul, aplicăm cuvântul, dar eliminăm sau renunțăm la dimensiunea miracol, exact. Minune, supranatural, considerând că cuvântul este suficient și adevărat este suficient ca să ne mântuiască, să producă transformarea, dar pași pe calea credinței, cu un Dumnezeu atotputernic, cu un Dumnezeu al minunilor, presupune minuni și intervenții supranaturale din partea lui Dumnezeu. Celălalt pericol, cealaltă extremă, cum ați enunțat-o mai devreme, ar fi credincioșii slabi sau superficiali, care caută spectaculosul, care umblă după minuni, care sunt impresionați doar de minuni și uită de cuvânt. Îl pun pe planul 2 sau îl desconsideră complet. Și credința lor, viața lor de credință se bazează pe minuni sau uneori chiar pe așa zise descoperiri. Cuvântul este undeva lăsat în urmă și viața lor de credință e bazată de pe o minune pe alta, o descoperire pe alta. Și azi oamenii ăștia sunt în vârful muntelui și mâine nu poți să faci nimic cu ei, nu mai găsești nicăieri. Dezamăgiți. Ce este interesant, că apoi o să spun o experiență de vindecare sau
Nu știu, da. Că sunt foarte multe și nici nu știu. Continuăm cu experiența de vindecare, fie, după ce da. un detaliu foarte important. Tot în Evanghelia lui Marcu este, apare așa, luminos, evident. În context de întrebarea, și noi trebuie să urmăm lui Iisus, dar cum o putem face? După ce Mântuitorul înmulțește pâinile, pe ucenici îi obligă să urce în corabie și el se duce să se roage. Între timp, pe mare, furtună, vânt potrivnic, pericol. Umblând pe apă, Iisus se apropie de ei. S-au speriat, au zis, strigoi, năluca. Acolo e o întreagă tradiție cu duhul mării, care e de parte bărbătească și care e puternic, care scufundă vapoarele, bărcile, corăbile, nu știu ce. Deci era o întreagă, cum să numesc eu, superstiție marinărească. Deci strigătul ăla era așa, a ieșit Poseidon și ne face praf. Cam așa, ca să punem pe echivalență grecească. Există un background acestei exact, expresii. Exact, deci nu numai așa, ce e aia? E moartea. Iisus spune, nu vă temeți, eu sunt. Intră cu ei în barcă, ajung pe partea cealaltă. Petru testează umblatul pe mare. Și aici apare o întrebare. Cum îl putem urma pe Iisus? Când el face minuni, nu-l pot imita. Numai până la un punct. Demonul n-a putut fi alungat. Soiul ăsta de draci, a zis Iisus, iese cu rugăciune și post. Acolo a fost un eșec. Pe muntele schimbării la față, Petru se poate urca și cu ceilalți, dar nu-l poate imita pe Iisus în transfigurare. Și când vorbește, zice că nu știa ce spune. Dar există o cale pe care îl putem urma până la capăt. Și asta se numește calea crucii. Asta e lecția. Pe calea crucii, pe calea ascultării și a lepădării de sine nu există limite. Creștinul poate urma lui Iisus aici. Iar evenimentul miraculos are funcția de a ne reînvia entuziasmul, bucuria, de a sări în ajutorul nostru Dumnezeu cu miracolul, intervenții miraculoase. Nici mai vorbim de latura cealaltă, evanghelistică. Dumnezeu confirmă că suntem trimiși lui și slujitorii lui făcând minuni la rugăciunile noastre. Asta este componenta misionară, să zic, a miracolului. Dar esența este alta. Să ascult. Eu aș ilustra cu o chestie mică, măruntă, care, din perspectiva mea, este un miracol. Da. Eram acasă, meditam la înțelesul acestui concept. Ce înseamnă, de fapt, să fii copil al lui Dumnezeu? Cum strălucesc eu în ochii lui Dumnezeu și în lumea spirituală ca și copil al său? Fac minuni sau ascult? Și din ce meditam la asta, citeam avioză, de timp soția a venit, pregăteam să ne odihnim, și îmi spune ea, ajunsă aproape, nu vrei să mergi să-mi aduci un pahar cu apă? Este așa confortabil. Erai confortabil? Primul gând a fost, chiar acum a venit de la bucătărie. Ce bine era dacă bea acolo apă și să nu mă mai ridică de aici. Următorul gând, în situația asta, tu cum poți arăta că ești copilul lui Dumnezeu? Am sărit ca azi. Am mers, am vorbit frumos, am adus apă, am servit, am întrebat dacă mai dorește ceva și m-am așezat apoi. Atâta liniște și bucurie a fost în suflet. Asta e, Domnule. Asta înseamnă să fii creștin. Să fii gata oricând să renunți la tine și la confortul tău de dragul lui Hristos pe care îl urmezi și pe a cărui cruci o porți. Și în jurul tău să semeni ce a semănat Iisus, bine pentru altul. Asta este să fii creștin. Deci până și o experiență măruntă care ar fi de nebăgat în pe seamă. Pe mine m-a trezit. Poate să aducă și o trezire, dar
aduce după sine o binecuvântare care e greu de descris. Așa o pace, o liniște, satisfacția împlinirii poruncii Domnului. Așa este. Trecem la o minune, o vindecare, o experiență specială. În minte îmi revine o experiență de exorcizare. S-a petrecut în Sibiu, undeva în anii 2000, cred că în anul 2000, chiar în anul 2000. Parte la această minune au fost mai mulți frați, pot să le spun numele, pastorul Anescu din Vâlcea, Călin Trâmbițaș, pastor baptist în Sibiu, Sorin, asemenea, un pastor în Sibiu. Întâlnirea de rugăciune a avut loc în Biserica Speranța din Sibiu, o biserică baptistă. A fost acolo un caz, o persoană din afara bisericii, dar care avea rudenii în biserică, o tânără stăpânită de puterea celui rău. Tânăra aceasta nu mai putea nici să mănânce, nu mai putea nici să umble, nu putea să doarmă, avea un comportament care punea în evidență stăpânire demonică. La rugăciune a fost adusă pe brațe. Întâlnirea a fost organizată de frați și am primit un telefon și eu cu rugămintea să particip și să mergem acolo, să ne rugăm. A fost o perioadă de pregătire, ne-am rugat, am postit și a urmat întâlnirea efectivă de rugăciune. A fost un grup destul de 15-20 de oameni care ne-am rugat pentru și familia. De la 9 seara până spre 2-3 dimineața a fost lupta spirituală. Era tânăra respectivă pusă pe scaun, pe o bancă. Marius Anescu, bărbat hotărât, stătea lângă ea și să nu cadă. Când venea asupra ei puterea demonului, se ridica în picioare, lovea în dreapta, în stânga, niște convulsii inimaginabile, altfel nu se putea mișca. Abia o putea stăpâni Marius. Odată s-a ridicat cu el în spate. Călin se ruga și îl înjura. Îl înjura în fel și fel. Cu o voce care se transformase într-o voce, nici nu era voce de femeie. Eram acolo cu toți. Mai asistasem înainte la vreo câteva împrejurări, nu era nou ce se întâmplă, și după aceea au mai fost experiențe similare. Țin minte că, la un moment dat, Călin a început să-i vorbească. Îți poruncim, în numele lui Iisus, să ieși afară. Răspunsul: nu ieșim. Ea noastră. Ea vorbea. Poruncim în numele lui Iisus să ieșim. Urla, țipa. Avea apoi momente de liniște. Călin îi zicea: zi după mine. Cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Începea: cred că. Și când se spune cuvântul Iisus, nu mai putea. Ceva o gâtuia. Eu nu vă spun lucruri inventate. Povești. Am luat niște martori care trăiesc și care sunt în slujbă. Pe lângă mine încă 3 pastori care slujesc în Sibiu și unul în Vâlcea. Sunt martori la ce vă spun acum. Lupta a continuat. Ce mi-a rămas în memorie este că pe niciunul dintre noi nu ne băga în seamă, în afară pastorului Călin Trâmbițaș, care
slujea în Biserica din Cisnădie, Biserica Baptistă. Nu mai știu dacă atunci încă era păstor în Biserica Baptistă, în Cisnădie. Ne rugam, n-avea nicio treabă cu noi. Nici nu existam. Nici nu existam pentru demon. Cu el avea treabă. Pentru că el dusese toată lupta spirituală, postise mult, se rugase mult, se rugase singur, fusese undeva 3 zile rugăciune de post ca să aibă putere și să alunge demonul Dumnezeu. Cu el avea treabă. Târziu, când am văzut ce se întâmplă, am avut așa o călăuzire. M-am retras și m-am rugat singur, într-un colț, cerând de la Dumnezeu cu disperare un cuvânt. Am avut ideea, a venit atunci de la Domnul, să mă uit în Biblie. Și mi-a sărit în ochi un text din Isaia, undeva pot să-l găsesc, dar vorbim acum. Textul spune așa: ai ieșit din foc și în foc te vei întoarce și vei ști că Dumnezeu este Domnul. Un text din Scriptură, prorocia lui Isaia. Luat textul, l-am simțit așa, că e ceva aici. Discret, i-am zis lui Călin, Călin, erau rugăciuni comune. Am tras un pic, uite textul ăsta, eu simt că trebuie să spun ceva aici. Ce părere ai? La care el a zis, zice, din conversațiile mele cu familia, fata asta s-a încurcat cu ceva vrăjitori. Și peste ea a fost făcut un blestem cu vrăjitorii din acestea ca în sudul României, mai sunt manifestări, se mai practică lucrurile acestea păgâne. Că a fost blestemată peste foc, sacrificată o găină, nu știu cum, și este de moarte. De aia nici nu mănâncă, nici se odihnește. Am simțit că peste mine vine Duhul. A fost pentru prima dată în seara aceea când m-a băgat în seamă. Când am luat Biblia în mână, după conversația asta, s-a uitat numai după mine. Ține deschis Biblia, m-am apropiat, când am fost destul de aproape, și-a făcut mâna gheară, aruncat cu o forță, m-a apucat doar să mă trag. M-am uitat în ochii ei. Pot să spun că atunci am putut să văd prin ochii ei demonul. Deruta și în același timp ura. Se simțea amenințat. Am citit textul. Așa vorbește Domnul. Ai ieșit din foc și te vei întoarce în foc și vei ști că Dumnezeu este Domnul. A început să urle, să țipe, să se miște în toate părțile, să vorbească, să înjure, să... ca în timpul rugăciunii, poruncim cu autoritate, numele lui Iisus îți poruncim, deja eram mai mulți care același gând îl aveam, să pleci. La un moment dat a eliminat ceva. A ieșit efectiv ceva, a simțit în atmosferă că se dizolvă, se duce ceva. Și s-a liniștit. Noi, prinși, eram, să zic, în inerție. Continuam tot pe a noastră. În iureșul rugăciunii. Nici nu s-a observat. Ea a pus mâna pe noi. Opriți-vă. Și am oprit. Era senină. Fața ei se schimbase. A început să... Zic, ce bine e. Ce bine e. Și se ruga. Călin a rugat-o, acum mărturisește împreună cu mine. Cred că Iisus e Fiul lui Dumnezeu, cred că Iisus a murit pentru toate, le spunea așa cum le spune un om care e liber. Partea cea frumoasă. Călin, repet, un om al lui Dumnezeu care nu ține de confesiunea penticostală. Și țin să fac această subliniere pentru că iubesc Biserica Penticostală, nu pentru că nu o iubesc. Dar lucrarea lui Dumnezeu nu are granițe confesionale. Unde Dumnezeu își găsește oameni care îl cheamă și îl caută, acolo Dumnezeu lucrează, discutabil. A fost o unitate pe care am avut-o atunci, în acea seară extraordinară. Acest frate, stor, s-a ridicat în picioare și a spus fetei, în numele lui Iisus îți poruncesc să te ridici și să umbli. A zis că nu poate. El a luat-o de mână, a pus-o în picioare. Fata a umblat acolo, între noi. De 3 săptămâni nu mai putea umbla. A fost o bucurie. A doua zi ne-am înțeles să mergem acasă, să stăm mai mult de vorbă. A fost o consiliere, am vorbit atunci. Ca după aceea să dispară. Laureta, așa era numele, să dispară.
N-am mai văzut-o ani de zile. Într-o joi seara, la slujba Bisericii Emanuel, în Sibiu, o pereche, oameni noi, mi-am dat seama că stau lângă oaltă și după cum vorbeau între ei, am știut, sunt soț-soție. La urmă a așteptat. Pacea Domnului, frate Nelu, pacea. Sunt Laureta. Care Laureta? Oh, nu vă mai amintiți. Erau câțiva ani buni. Fata aceea care așa, 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 așa. Ah, mi-amintesc. Da, nu te-am mai văzut, n-am mai auzit. Ah, și am plecat în Italia. M-am botezat în apă, m-am căsătorit, el este soțul meu, am venit în vizită în România. Sunt bine. Slăvit să fie, Doamne. Asta a fost. Slăvit să fie, Doamne. Puterea lui Dumnezeu de a elibera oameni. Da. Deci trebuie să declarăm că, din păcate, există puteri demonice actuale care stăpânesc oameni, există puteri spirituale împotriva cărora noi avem de luptat. Așa este. Această luptă este reală. Asta nu e o invenție, nu e imaginație, nu e superstiție. Nu sunt doar părerile noastre. Diavolului îi place realitate. Să credem că sunt superstiții. Lui place să lucreze de după cortină. Nu vrea să se știe de el. Și ce este de observat este că Dumnezeu lucrează în contextul unității. Putem să dezvoltăm conceptul acesta puțin. Acesta ar fi mediul în care Dumnezeu lucrează. Am fost mai mulți care am lucrat împreună. E sens în vorbele Domnului care a spus unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu. Dacă doi sau trei se învoiesc pe pământ să ceară, le voi da. Și elementul unității este elementul strict unității. Necesar. Eu cred că da. Nu aș elimina faptul că Dumnezeu lucrează și prin că atâtea cazuri avem și în Biblie. Unul singur care s-a dus în numele Domnului. Dar dacă sunt mai doi, trei, dacă trebuie se adună biserica, dacă strigă împreună, acolo e o sinergie. Cum spune și în Vechiul Testament, cum n-ar pune unul pe fugă 1000 și doi 10.000, nu 2.000. Deci e ceva în punerea împreună. Și aici ar fi un apel. Nu vorbim de o unitate a prezenței, ci unitate a inimii și a credinței. Că despre primii credincioși la cinzecime se spune că erau toți împreună în același loc. Nu zice că erau toți în același loc, ci toți împreună. În același loc. Se denotă... Acest împreună înseamnă mai mult decât în același loc. Vorbim despre unitate. Îmi aduc aminte de o idee, un concept lansat aseară de un tânăr care a predicat în limba engleză, subiect care ne aduce la al doilea aspect care vroiam să-l discutăm în emisiunea trecută și n-am mai avut timp și-l atingem acum. Aseară un tânăr a făcut o afirmație foarte interesantă. El spunea, mândria e împotriva unității. Umilința, smerenia, aduce unitate între oameni, între frați și în adunare. Acolo unde este mândrie, nu poate să existe unitate. Astea sunt declarațiile lui, din care am tras că există un mare adevăr. Vorbeam în emisiunea trecută despre pungile de aer pe care Dumnezeu le găsește în lutul în care ne prelucrează. Revin la acest subiect considerând că este foarte folositor pentru tinerii care încep lucrarea lui Dumnezeu, tinerii care s-au întors la credință, tinerii care s-au botezat la 18 ani, 19 ani, 20 de ani, 25 de ani, sunt plini de elan, îl iubesc pe Dumnezeu, sunt credincioși, se pun la dispoziția lui Dumnezeu, au avânt, energie, sunt gata să lucreze, dar e foarte posibil că în mod inconștient, așa cum vi s-a întâmplat dumneavoastră, așa cum mi s-a întâmplat și mie personal, una din primele lucrări care le-am avut din partea lui Dumnezeu în cercul mai multor tineri, a fost printre altele păunul. Păunul care e simbolul mândriei. Și
am fost drobit, mândria mea a fost drobită în seara aceea datorită prietenilor care erau de față și erau martori. Vasul Domnului, în schimb, a fost foarte înțelept, a pus lucrurile după rugăciune într-un mod foarte dulce, am îngâiat, a liniștit, dar inima mea a fost drobită, am mers acasă terminat, plâns, nu știam ce să cred, ziceam, nu e adevărat, dar nu se poate. Apoi m-am luptat cu mine însumi, am descoperit că de fapt acesta este adevărul și mulți ani mai târziu mi-am dat seama că primul pas pe care un om poate și trebuie să-l facă pentru a scăpa de mândrie, nu că aceasta nu ne urmărește toată viața, dar pentru a scăpa de mândrie, a se elibera de mândrie, e să accepte faptul că e mândru. Să accepte acest adevăr e ca o gălușcă așezată în gâtlejul unui om și nu poate respira din cauza ei. Și până în momentul în care nu acceptă și o înghite și spune, da, sunt mândru, Doamne, iartă-mă, Doamne, scoate din mine această mândrie, Doamne, nu mi-am dat seama, în mod inconștient, în experiența mea, eu ziceam că sunt pocăit, sunt credincios, sunt smerit, îl iubesc pe Dumnezeu, vin la biserică, mă rog, îs mai sfânt decât alții, mai pocăit decât alții, mai credincios decât alții și chiar mai smerit decât alții. Și Dumnezeu mi-a ieșit înainte și ascultând experiența dumneavoastră, mi-am dat seama că aceasta este cursa pe care diavolul o întinde, nu oamenilor care îs în afara bisericii, nu oamenilor care nu sunt interesați de lucrarea lui Dumnezeu, ci tocmai oamenilor care sunt mai dedicați. Aș dori puțin să mai elaborăm conceptul acesta, fiind conștienți de faptul că smerenia sau umilința e foarte greu de definit, este aproape imposibil și în momentul în care am ajuns la concluzia că suntem smeriți, nu s-a întâmplat altceva decât o nouă injecție de mândrie în noi. Dacă smerenia și umilința este greu de definit și de descris și nu e necesar ca aceasta să arată prin fapte, rămânem la capitolul mândrie și la pericolul care pândește generația tânără care se pornește în lucrarea lui Dumnezeu și au inima curată, au inima sinceră. Dacă doriți să mai elaborăm două minute pe marginea acestui subiect. Eu aș zice că Dumnezeu, cum a avut de noi grijă și are, va avea grijă de toți. Mintea nu mi-o frământ mult cu alta, cu asta. Că este o mână puternică ce ia pe sus orice lut și el trântește de toți pereții până când iese tot ce trebuie. Că el smerește ca apoi să înalță. Asta e liniștea mea. Și este și liniștea că va avea grijă. Dar asta nu mă lasă să nu veghez. Tot în anii aceia de început ai credinței, am învățat să fac trei rugăciuni. Prima a fost rugăciunea lui Bartimeu. Doamne, deschide-mi ochii. Că și David tot așa se ruga, deschide-mi ochii să văd, să înțeleg. Doamne, luminează-mă Tu, dă-mi înțelepciune. Ulterior, am legat-o de rugăciunea lui Solomon, dă-mi înțelepciune. A doua rugăciune este rugăciunea lui Elisei, dublă măsură de putere. Și a treia e a lui David, păzește-mă de mândrie, să nu stăpânească ea peste mine. Până acolo m-am rugat încât am spus, Doamne, și dacă voi ajunge vreodată să mă mândresc cumva și nu o să-mi dau seama, ceartă-mă, lovește-mă, trimite-mi un semnal, oprește-mă. Eu vreau să rămân lângă tine, nu vreau să rătăcesc. Dumnezeu este credincios, nu ne va lăsa. Pe de altă parte, trebuie să veghem și noi. Într-o zi, soția îmi pune în mână un articol. Revista tipărită de frații menoniți, tradus în limba română, ca și cum îi zice, sămânța, mai știu, are un nume, în sfârșit, sămânța adevărului sau ceva în genul. Simplu, teste pentru omul mândru. Lucruri simple, de genul, recunoști că ai greșit.
sau alta. Tu întotdeauna ai dreptate? Sau alta, tu întotdeauna faci cel mai bine lucrurile? Sau alta, când cineva face ceva, tu știi cum s-ar face treaba mai bine? Sfaturi practice. Lucruri foarte, foarte clare. Pentru ca omul să vină pe cărarea neprihănirii și pe cărarea dreaptă. Ne oprim aici. Timpul nostru a expirat. Mulțumim încă o dată Domnului pentru fratele păstor Dr. Nelu Brie, care a avut bunăvoința să împărtășească împreună cu noi frumoase și minunate experiențe din viața dumnealui. Din însorită Arizona, vă binecuvântăm în numele Domnului, vă mulțumim că ați fost împreună cu noi, purtați-ne în rugăciune și bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze.